Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre un tratament facial care să ne facă să arătăm mai frumoase, mai odihnite, mai proaspete acum la început de primăvară. Alături de noi se află domnul doctor Renert Gad, medic specialist chirurgie plastică. Bun venit, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație! Spuneam început de primăvară, vrem cu toții să arătăm mai bine, mai odihniți, mai fericiți, mai luminoși. Și cu cât mai repede. Și cu cât mai repede. Da. Așa, folosit cuvântul cheie. Păi, în primul și în primul rând, în afara de operațiile pe care le facem și alte intervenții mai invazive, aș vrea să vorbesc despre un tratament de pregătire a tenului și de îngrijire a lui, mai ales după lunile grele de iarnă, în care... Cu ger mult și să știți că tenul nostru se deshidratează mai mult iarna decât vara. Este mult mai deshidratat, este afectat foarte mult de temperaturile scăzute, de lipsa de exfoliere pe care o suferim în timp de iarnă. Și o să recomand un tratament special, se numește hidrafacial. Și cumva ne ajută foarte mult bazându-se pe hidratare? Hidratarea este mai puțin importantă în acest tratament. E un tratament special care, în primul și în primul rând, curăță tenul, îl decongestionează printr-o acțiune interesantă. Nu e numai, știți cum, când mergem la cosmeticiană și ea ne extrage fiecare colecție de sebum și doare și mai rămân și semne după aceea și se pot suprainfecta și suferim și mai mult după aceea. Acest tratament ne oferă o extracție foarte, foarte specială bazată pe introducerea unor seruri speciale în interiorul porilor și extrage la lor printr-un vacuum special patentat de acest sistem, astfel încât putem avea o procedură de extracție, de hidratare, de curățare și totul îngrijire totală a tenului. Foarte controlată și foarte rapidă, care în 20 de minute putem să finalizăm un tratament complet, care ar putea dura și 2 ore la o cosmeticiană și să fie mult mai eficient. Bun. Deci, iată, nu durează foarte mult. În 20 de minute am terminat. Rezultatele cred că se văd imediat. Rezultatele se văd și imediat și pe termen lung, deoarece în primul și în primul rând nu mai avem pori inflamați, congestionați, se îndepărtează celulele moarte, se hidratează foarte mult tenul, fiindcă acele seruri care ajută la extracția impurităților ne conferă și o hidratare intensă în acest timp, ceea ce ne ajută și la eliminarea ridurilor fine și la atenuarea ridurilor profunde, la luminozitatea tenului, la o ușoară depigmentare a petelor și una peste alta ne face să arătăm mult mai bine și mult mai, să avem tenul mai curat, că asta e cel mai important înainte să ne apucăm să facem și altfel de tratamente puțin mai agresive. Bun, iată, sună foarte bine, nu durează mult acest tratament, 20 de minute, nu este invaziv, adică nu este nimic dureros. Nu, deloc, chiar un tratament plăcut. Un tratament plăcut, scăpăm și de punctele negre? Scăpăm parțial de punctele negre, fiindcă este un tratament care trebuie făcut în mod regulat și... Cum l-ați recomanda? Cam săptămânal sau o dată la 2 săptămâni, nu e niciun tratament costisitor și chiar... Chiar merită de făcut în mod regulat, pe termen lung sau cel puțin în sezoanele de trecere. Măcar așa o dată o pe sezon. O sesiune de 4-6 ședințe de 2-3 ori pe an ar fi foarte, foarte bun. Astfel încât fața noastră, tenul nostru să arate bine tot anul. Și să evităm problemele mai grave care pot să apară datorită o îngrijire necorespunzătoare a tenului, mai ales tenul acneic și porii congestionați și inflamați, care nu se vindecă după o singură extragere de impurități, ci necesită tratamente repetate și îngrijire repetate și o hidratare corespunzătoare. Iată, mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor. La început de primăvară ne-ați propus acest tratament extrem de util, eficient, nu este dureros, nu durează foarte mult să-l faci vreo 20 de minute. Imediat și în timp, spuneați, rezultatele se văd, fața arată mult mai bine.
scăpăm de celulele moarte, un ten luminos, proaspăt, ridurile se estompează. Parțial. Sună foarte bine, parțial, da. Normal, am zis că se estompează, nu că dispar, da, exact. Dar ar fi bine, iată, să facem acest tip de tratament și spuneați de-a lungul anului, astfel încât să ne menținem un ten frumos și sănătos. Sigur. Vă așteptăm să reveniți și cu alte sfaturi, domnule doctor. Mare drag! Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.